Reprezentanții guvernului și cei ai Asociației Municipiilor din România au dezbătut măsuri pentru menținerea bugetelor locale din 2018, cel puțin la nivelul veniturilor din acest an, astfel încât modificările codului fiscal să nu afecteze fondurile de funcționare și de dezvoltare ale municipiilor. Astfel, în schimbul reducerii impozitului pe venit de la 16 la 10%, care afectează cotele defalcate alocate municipiilor în aceeași proporție, guvernul a propus creșterea cotei aplicate de la 41,75% cât este acum la 43%, dar și posibilitatea de alocare a unor sume compensatorii. Nu este echitabil, susține primarul Ion Lungu. O problemă care va afecta toate municipiile din România este reducerea impozitului pe venit, pe salarii de la 16% la 10% și sigur că acest lucru o să ne afecteze foarte mult pe toți. În mod special municipiile mari care au forță de muncă și sunt afectate la acest impozit pe venitul global pe care noi îl primim de la Ministerul de Finanțe și cote defalcate. Într-un calcul, într-o simulare pe care am făcut-o eu la primăria Suceava, vom pierde undeva între 5 și 7 milioane de euro. Sigur, ați văzut că ni s-a promis mărirea contului cotei de la 41,75% la 43%, care nu rezolvă problema. Sigur, alte sume compensatorii pe care le va face guvernul. Mergând pe ideea că guvernul va mai avea bani prin modificările CSE-ului, le vor repartiza, sigur, pe criterii, așa cum știm noi, mai mult politice și va trebui să stăm cu una întinsă la guvern în loc să avem acești bani, sigur, în buget. Dacă din banii pe care colectăm noi vom avea de funcționari, ne va afecta cel mai tare la investiții. Chestiunea a fost dezbătută și în ședința de îndată a Consiliului Local Suceava. Consilierul local Vasile Mocanu de la PSD s-a poziționat de partea guvernului. Ați prezentat o parte ruptă din context. Cred că strategia oricărei administrații locale este să atragă cât mai mulți investitori. Deci noi trebuie să ne gândim cum atragem cât mai mulți investitori și să vedem partea benefică a reducerii impozitului pe venit în buzunarul fiecărui cetățean și fiecărui investitor care la rândul lui poate să facă investiții cel puțin la fel de bune pentru oraș și totul merge într-un circuit. Deci nu trebuie să prezentăm chestii atât de catastrofic decât dacă poate am face o comparație cu cât a pierdut primăria Suceava când s-au tăiat salariile cu 25% la toate categoriile profesionale. Deci acum să spunem, domnule, știți că beneficiul pe care îl veți avea în buzunare prin reducerea impozitului pe primit, vine o pierdere, se transformă într-o pierdere. Haideți să vedem și să facem o statistică câți investitori am adus, ce condiții pregătim pentru investiții, ce facilități dăm investitorilor, așa cum l-ați avut și dumneavoastră, l-am avut și noi ca prim punct în programul de guvernare locală. Aparent câștigă omul la salariu, dacă câștigă, aparent mai câștigă statul niște bani care se strâng din CSE pe la nivel central, dar cu siguranță, ca efect imediat, primăririi vor pierde. În plus, față de acest subiect, pe care inclusiv primarul Capitalei, Gabriela Firea, s-a poziționat împotrivă, în cadrul dezbaterii de la Palatul Victoria, premierul a mai spus că, în perioada imediat următoare, guvernul va discuta un act normativ privind parteneriatul public-privat, care să ofere soluții de finanțare autorităților locale. De asemenea, prim-ministrul a menționat că executivul lucrează la un proiect de modificare a legislației achizițiilor publice, care are în vedere scurtarea termenelor de avizare.